Ei bine, CM Punk a fost concediat. După cum ați văzut peste tot pe internet, dacă urmăriți wrestling sau chiar și pe mine pe Instagram, puteți să-mi dați follow pe Instagram, mă super, CM Punk a fost concediat. După a doua bătaie în care a fost implicat de când este în de doar 2 ani, sau mai bine spus la niciun an, aproape un an de la altercația pe care a avut-o cu D.L. și Yambax, iar a fost suspendat, a avut bătaie și, final, concediat. Este, cum să spun, săptămâna, deci n-a trecut, da, cam de o săptămână, de vreo șapte zile, opt zile, pur și simplu lumea s-a dat peste cap. Ne-a părăsit Bray Wyatt și încă doi, Terry Funk și încă unul, dar în scapă numele lui, era un wrestler bătrân, îmi cer scuze că n scapă numele lui, a murit, sper, chiar în duminica Olinului sau luni, În scapă numele lui acum. Avem Olinu care este cel mai mare eveniment din Europa, nu știu dacă și din Statele Unite sau din lume, dar ce obțin pe Europa cel mai mare eveniment de wrestling. Și acum concedierea lui CM Punk. Printre cei mai mari wrestler la ora actuală, printre cei mai populari. Ei bine, pentru cine nu știe, a avut altercație cu Jack Perry, Jungle Boy, se zicea înainte, acum și-a schimbat numele. Și, da, ce să zic, a doua bătaie nu e de mirare așa ceva. Țineți minte ce dramă s-a făcut anul trecut după altercația lui cu Elite? vai de capul meu ce a fost pe internet. internet. Pe lângă faptul că s-a accentuat și mai mult războiul ăsta între uh, W și AW că, că voi aveți altercații, noi ne avem și certuri de astea foarte stupide, dacă după 4 ani de zile de când a apărut AW, continuați să să vă câcați pe voi care companie e mai șmecheră. Indiferent pe care o susțineți, nu meritați să vă uitați la wrestling și sunteți niște marxi. Niște marxi. Mă rog, așa zic e marc. La ăla care are impresia că totul e pe bune la wrestling și strică comunitatea. Nu știu cum ar veni sunt în, în română, marc. Marian! Marc, Marcus, mă rog. Deci, și cam asta e treaba. Il s-a tăiat contractul, i s-a plătit clauza de contract, el trebuia să lucreze cu AW până la anul că atât avea contractul, dar uș, el au tăiat. Trist că am avut dita mai revenirea cu doi ani de... Cum să spun, oamenii plângeau în public de apreciat. Curajul lui Tony Khan să iasă în fața publicului în Chicago sau Chicago, cum se pronunța mai corect, la orașul natal, la orașul lui Punk. Și a avut tupeu să-i zică să le zic că oamenilor de ce l-au concediat, mi-a mi s părut un gest foarte curajos. Chit că Tony Khan are niște expresii faciale și n-are atitudinea lui Triple age dur așa, s-au vins ca un patron de la de șchi, angajații, spaima multor tineri de la noi din țară și de peste tot. Tony Khan e pur și simplu exact un fan al wrestling-ului, adică se vede că se emoționează când vede că este bine toată treaba. Da, omul pune mult suflet în ceea ce face, dar... A încercat să fie băiatul bun și să mai potolească așa, hai mă, gata, nu e așa grav, nu știu ce, da, e bine că a rezolvat. De apreciat faptul și uimitor că după ce și-a terminat discursul, discursul de vreo 6-7 minute cât a ținut, toți aia, inclusiv ăia care îl huiduiau că l-au concediat pe punk, repet, în orașul lui Natal, la au auzit după ce a fost concediat, au avut și-au acolo că era deja programat și mai este și pay-per-view de seară la care facem predicțiile, stai aici, meciurile, Publicul a aplaudat, tot publicul a aplaudat și a avut dreptate. Lumea nu se angajează la el în companie ca să, ca să, se bată în culise și să fie rădiți. Ei se angajează, ei lucrează acolo să facă spectacole pentru acest sport. Și da, o, deci o decizie înțeleaptă. Sunt sigur că acum o să plece niște fani. Plece, nu o să se mai uite unii la IW pentru că sunt mari fani CM Punk. Și aseară la Payback, la pre-show-ul de la Payback sau cum se cheamă, kick-off, Uh, mulți comentarii scriau angajați-l pe punk că liber. Sincer, cred că e mai bine totuși fără CM Punk în AEW. Au mai fost uh, comentarii de genul gata cu se duce EW. L-au avut pe Cody, l-au avut și pe Punk, gata și au pierdut. Bă, Cody nu prea a fost nume mare în AEW. A fost la început, dar după era doar așa de centura TNT, adică un fel de intercontinental nimic mai mult. În WWE, da, e cu totul altceva acolo. Aveau nevoie de un face, de un baby face și l-au luat pe Cody care e bun ca și baby face, pe, baby face pentru ei. Vedem cu Punk ce se întâmplă, sau ce impact, se întoarce la UFC, deși cred că nu se mai întoarce în ufc pe două bătăi ce și-a luat el acolo. Na, cam asta e treaba. Eu cred că e o decizie corectă decât să-l mai țină suspendat încă șase luni de zile și să ne atâți așa ca și cum bagi bățul prin gar la un câine să-l întăreți cu faptul că poate o să avem pentru a treia oară MGF cu Punk. Cred că asta a fost decizia corectă. Și au făcut treaba cu el, au avut dita mai revenirea, au făcut istorie că l-au readus pe CM Punk, ceea ce nimeni nu crea că se va întâmpla. A, avut și el două, a fost și el campion de două ori, mi se pare. Da, de două ori a câștigat centura. Și cam atât. Ae, Acum rămâne istorie punk pentru AEW. Nu cred că o să-l mai angajeze Tony Khan. Cred că ori se retrage, ori dacă îi bagă la WWE un contract bănos. Deși nu știu cine l-ar mai angaja pe punk, având în vedere că, deși e nume mare și s-au chinuit mult să-l aducă, chiar ăia care au plătit o grămadă de bani să-l aducă, să-l dea afară. Cred că sunt conștienți tripolești cuvins că punk e o problemă în culise. Și nu vreau să reaprind... Disputa care e mai șmecher, AEW, WWE, New Japan, TNA, nu contează, dacă voi continua să faceți, să faceți așa ceva, să vă certați comentarii care companie mai șmecheră În partea mea, nu vă mai uitați Sunteți ca ea care merg pe stadion doar ca să se bată Și stricați forme cu fotbalului Acum, hai să discutăm despre Ce meciuri vom avea acum la All Out Eu am pe două monitoare acum Eu am acum pe două monitoare meciurile Hai să începem cu cele de la Zero Hour Le dau aici Așa, hai că le țin așa. Să începem cu meciurile care vor fi și pe YouTube probabil de seară, la ora 0, care măcar, da, îți oferă mai multe meciuri. Măcar atât. Și nu sunt o gruma de discuții cum e la... Stai ca cu iar vă dau apă la moară la moară. Voi să doar că îmi place că ai mai multe meciuri în ora aia pe care ți-o dă pe YouTube. Ok, hai că vă dau apă la moară unora. Să începem. Deci nu știu care o să fie ordinea la Zero Hour. Hai să vă ce, ce pe Wikipedia. Deci la Zero Hour primul meci ar fi cel între Atina, Mercedes Man Martine și Diamante, Diamond, cu s numele, împotriva campioanei Carușira, Willow Knight, Night Yale, că pocesc numele, și Sky Blue. Bă, interesant că se bate practic. Stai mă, și Shira nu mai e campioană, a pierdut. Am zis că a fost campioană sau doar am gândit asta? <laughs> da, deci, sincer, nu știu cine ar putea să bată. Eu aș vrea să bată totuși uh, echipa în care Sky Blue, că îmi place Sky Blue, na. Făceți-mă simp acum. Eu v-am făcut marc pe unii dintre voi. Voi faceți-vă simp acum. Dar sincer cred că o să bată mai degrabă echipa cu campioana Ringovană Ratina. Adică e campioana Ringovaner și îmi place că la Pay-Per-View ăsta să fie e foarte menționat Ringovanerul, ceea ce îmi place. S-a provovat mult Ringovanerul de când cu Can. Ok, deci am zis, primul meci 3v3 la echipe, câștigă echipa cu campioana feminină din Ringovaner. Următorul meci o să, ar trebui să fie Battle royale pentru caritate, toți banii care se strâng sau ceva de genul se vor dona la o cauză caritabilă, ceea ce îmi place foarte bine, fac băieții profit să mai dea și la alții, la cei care au nevoie. Nu la alții care își dau foc la casă sau intenționat își dau foc la casă, sau își bag pe tard în frigider. Mai departe, 3v3, tot la 0 hour. Hai da, că sunt ceva meciuri planificate. Da, unele mai mult de un Dino mai, dar nu contează. O să fie așa, Dia Claim cu DDS campionii la echipe, împotriva lui Jeff Jarrett, J. Little și tipul ăla al că scapă numele lui și nu stau să-i poce și lui numele acum. Indianul la basketbalist de vreo 2 metri 20 sau cât o avea. Bate Dia Claim categoric, o vor bate Dia Claim pentru că Caesar me! Au și schimbat centurile, se forfecesc, e altceva. Ok, hai să începem acum cu meciurile. Lucia Saurus pentru, pentru centura TNT, începem aici. Lucia Saurus cu... Mă rog, cu Christian Cage în spate lui împotriva lui Darby Allen Și mai mult ca sigur o să fie și Sting de partea lui Darby. Aș vrea să bată Darby, dar i-ar prinde bine Lucia Saurus să rămână campion. Plus că ăsta Christian Cage ca și Hill Bă e genial Față de Face Hill e mult mai bun Christian Cage Nu știu cum a fost în TNA Când era Că a fost și în TNA ca și Christian Cage Dacă a fost Hill sau Face acolo Dar uh, uh, Nu știu meciul e destul de interesant O istorie destul de mare între ei Practic uh, Christian Cage l-a înșurubat și pe Jungle Boy un pic a avut rivalitate cu el și acum se bate cu alt puști de la rădăcinile companiei. Mă, mi-e greu să zic care ar putea să bată. Dar cred că o să rămână campion lui Giosaurus. Eu cred că o să bată lui Giosaurus. Următorul meci: Powerhouse Hobbs contra lui Miro. Sau Rusev pentru cine nu știe cine e Miro. Cred că o să bată Miro. Iar prinde victoria lui Hobbs. Dar Miro a avut probleme cu cu planificarea și cred că o să ia victoria Miro. Iar prinde bine și lui Miro victoria. Următorul meci pentru centura TBS. Care nu spun de la ce cred eu că vine. Chris Tetlander împotriva lui Ruby Soho. Clar bate Chris Tetlander aici. da a devenit cam... Mă rog, e ceva timp TBS, dar o să ținem mai mult centura. După aia un meci care are și poveste ca lumea. Uh, Kenny Omega cu Cunosc e Takeșta. Sper că nu i-am greșit numele Ei bine, meciul ăsta are un pic de dușmănie E mai mult treabă între uh, Kenny și cu Don Callis Care a fost manager, mentor Cum drag -o să o spune o grămadă de timp De vreo... Cred că de aproape de când a venit în AEW De, de când și-a câștigat atunci centura A devenit campion AEW Și... Ce să zic Iar ar de bine lui Takeshita centura Centura victoria Pentru că tipul are foarte mult potențial. Și... Cred că o să câștige prin trișat Takeshita, fiind băiatul Hill și l-are pe Don Callis. Probabil. Ar fi ceva să bată și Omega, dar Omega deja se știe că e printre cei mai buni, deci da, iar ar prinde bine lui Takeshita victoria. Următorul beș pentru centura internațională, Orange Cassidy, care cred că aproape în fiecare săptămână și-a apărat-o și a făcut centura asta foarte șmecher, adică Uh, pare mult mai prestigioasă decât centura TNT. Nu s-a făcut jocul de cartofu fierbinte cu centura asta. Deci Orange Cassidy împotriva lui John Moxley. Lui Moxley ar fi de bine o centură, dar nu centura de mid -carderi. Că el nu e de mid -card. Și dacă bate Cassidy, îl bate și pe Moxley, o să crească și mai mult așa prestigiul centurei, centurii și inclusiv reputația lui Cassidy. Și sincer, cred că o să bată Orange Cassidy. Și ar fi tare ca toate predicțiile să le dau cu curul în sus. Hai, încerc și eu, Micer noroc cu predicțiile. Să știu măcar să nu bag la pariul ulterior. După aia avem pentru centura Ring of Honor World TV Television Champion. Samoa Joe cu Shane Taylor. Mi se pare că fix de la Shane Taylor a luat uh, Samoa Joe centura. Și... hm. Cred că cei doi o să facă un match bun. Nu știu care o să bată. Mi-e greu să mă decid aici. N-am văzut niciun meci de-al lui Shane. Știu că are el așa niște pum de aia zdravani. Nu știu, un fel de... N-are chiar ca și Keo panciu, Dar Samoa Joe e Samoa Joe. A pierdut Joe cu CM Punk. Și cred că i-ar prinde bine lui Joe o victorie acum. Deci... Cred că o să bată Samoa Joe. Cred că rămâne campion Samoa Joe. Următorul meci, Eddie Kingston și... Uh, Hasuiori și Bata... I am poți numele, gata, așa. Deci Eddie Kingston cu cineva din New Japan împotriva lui... Din New Japan e sau? Ia stați. Nu poți deschid asta în imagine nou să vă mai bine. Stai mă, cam aici. Uh... Ce centurare că sunt curios a, Nu zice Mă rog Deci da Eddie Kingston cu Asiatic Împotriva lui Claudio și Willer Utah Mă Claudio a cam pierdut multe meciuri Ca și campion Bine el a pierdut meciurile ca și Campion Dar era în meciuri la echipe Nu în meciuri singure Și Bă și -a, că a luat multă bătaie BCCU, era să zic BBCU, știți voi la ce vine, e trăstura de presă. Cred că o să bată de data asta Blackpool Combat Club, că Eddie, sau poate s-ar putea să răzbune acum Eddie Kingston pe Claudio. Hmm, dar și a luat cam multe bătăi BCCU. Cred că, cred că de data asta o să bată BCCU, de data asta. Dacă greșesc, sunt doar niște predicții. Următorul meci. Asta o să fie bun. FTR cu Ian împotriva Bullet Club Gold. Nu Gold Golden Bullet Club, cum am zis eu și cred că sună mai bine. E, meciul ăsta o să fie interesant. FTR sunt buni, au avut meci super bun cu Ian Bax. S-ar putea să fie un pic de altercație între ei la acest meci. Și... Sincer... Cred că ar putea să câștige de data asta Young Bucks, fiind la echipă și cu campionii la echipe și Bullet Club Gold a câștigat la All-In. Deci s-ar putea să fie invers de data asta. Da, eu merg pe FTR cu Young Bucks. Îmi vine să stă... <coughs> Mersi. Următorul meci. Better than you! Better than you, baby! Împotriva lui John Silver și Alec... Împotriva... Celor din... Uh... Dark Order. Mă mir că mai există Dark Order-ul. Și ar fi ceva să piardă după nicio săptămână centurile Col cu MJF. Deoarece cred că e timpul să se întâmple cearta dintre cei doi. A câștigat prietenia dintre ei, dar... Și campion la echipe în Ring of Honor, și campion mondial AEW mi se pare ca mai urea și noi toți îl vrem pe NGF în meciuri pentru centura mondială, nu pentru cea la echipe. Da, a fost și Olin pentru centura echipe, dar cred că o să... Cred că se vor certa. Cumva o să greșească unii ceva pe acolo la un text sau ceva, o să-l pălească unul pe altul, probabil tot col pe MGF sau viceversa cine știe și o să bată Dark Order. Ar fi bine să nu mai bată și Dark Order că răciți vai de capul lor au meciuri pierdute și au pierdut membrii și au pierdut liderul nasol de soarta dar orderului și până o crește fistul lui Brody Lee, să fie de wrestling mai are câțiva ani buni. Și main eventul care s-a anunțat aseară, cred că ăsta e main eventul. O să fie un strap match împotriva lui Brian, o să participe Brian Danielson care a revenit aseară sau azi dimineață dacă ne raportăm la ora României. Brian Danielson cu Ricky Starks, strap match o să fie un meci interesant. În orice meci a fost Brian Danielson, a oferit meciuri de 5 stele. A fost accidentat, dar acum și-a revenit. Care o să bat aici? Bă, Brian Danielson și-a luat cam multe bătăi sau egaluri așa. Și Hmm, oricum, meciul ăsta este în loc, în loc, să se bată pag cu Ricky, că așa trebuia să-i fost și că. Mă, dacă bat, îl bate Ricky Stars pe Danielson e ceva. Da, Brian Danielson, afară de victoria pe care a avut-o cu Tanaha și la... a uh, Forbită în doar nu știu ce victoria a mai avut în ultima perioadă. Și cred că mai are nevoie și BCC-ul de victorie, așa că eu merg pe Brian Danielson. Deci cam astea sunt predicțiile mele pentru All Out. Am și uitat ce am, ce am zis. Na, eu consideram acest pay-per-view cum ar fi WrestleMania EW, că a fost super bun în 2021. Atunci chiar a fost epic All Out-ul de atunci. Da, mă rog. Lăsați în comentarii opinia voastră despre concederea lui Punk, dacă a făcut o decizie bună uh, Tony Khan sau nu. Și predicțiile voastre pentru meciurile astea. Cine credeți că o să... Că o să plece cu centuri acasă și cine o să plece doar cu victoria, na, că nu toți se bat pe un centuri. Cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Pentru cei care vor să vadă All Out, intrați pe serverul meu de Discord, aveți link în descriere și sunt oameni care fie au acces la pay-per-view-uri și au cumpărat ei bilet, fie au ei niște site-uri unde pot să vadă pay-per-view-urile liniștiți și dau share screen ca să vă puteți uita cu toții. Nu știu dacă o să vin și eu, s-ar putea să intru și eu măcar să vă main event sau pe la început dacă nu mai somnul, sunt destul de ocupat astăzi, dar nu contează. Hai, vă aștept diseară pe Discord și în secțiunea de comentarii. Ceau les tuturor!